lasă totul și nu mai privesc în urmă. În ultimii 5 ani, Moldova a înregistrat cel mai mare exod al populației din istoria sa. Numărul total al celor care au plecat peste hotarele țării în această perioadă depășește cifra de 200.000 de persoane. Datele se regăsesc într-un studiu efectuat de către expertul economic Vyacheslav Ioniță, bazat pe datele oferite de Biroul Național de Statistică. Familia Bardiuc din raionul Cahul este stabilită în Germania de 6 ani. Nu a plecat pentru că nu și-ar iubi țara, ci pentru că Moldova este lipsită de oportunități, spune capul familiei. De 4 ani nu au fost pe acasă și abia acum au putut să revină la părinți. Vizita a durat doar 3 săptămâni, timp în care s-au convins din nou că Baștina nu le poate oferi condiții bune pentru un trai lipsit de griji. În Germania am găsit o asigurare socială. În caz de ceva, statul se gândește la noi. Aici nu există asta. Trebuie să te descurci singur. Ați văzut careva schimbări în Republica Moldova după 4 ani în care ați lipsit din țară? Nu. Nicio schimbare nu. Cum a fost, așa și este. La moment nu ne vedem când ne vom reîntoarce încoace. Și Ana Bânzaru din raionul Nisporene a apucat drumul pribegiei în urmă cu 18 ani. Acasă ea numește deja Italia, iar în Moldova nu a mai fost de 3 ani. Condițiile de trai de aici i-au lăsat un gust amar, spune femeia. Am venit aici să-mi vizitez părinții, dar nu aș vrea să mă mai întorc, definitiv. Mai ales situația la țară, drumuri, canalizare, toate astea au rămas aceleași cum au fost 20 de ani în urmă. Nu am văzut nicio schimbare. Scene de îmbrățișări, despărțire și lacrimi au fost și sunt multe. Și astăzi, pe peron, cu valiza plină, am văzut oameni care pleacă și lasă totul în urmă. Pleacă pentru că acasă nu-și mai văd viitorul. Anita Milcova a venit la aeroport ca să-și petreacă fiica în Germania la studii. Acasă, femeia rămâne doar cu fiul, deoarece soțul muncește în Berlin. Despărțirea de copilul drag este dureroasă, dar mama speră că sacrificiul nu va fi în zadar. Fata ei visează la o carieră de succes și un viitor asigurat. Aici copilul nu va putea obține nimic, va fi vânzătoare la piață așa ca mine. Dar eu vreau ca ea să ajungă cineva în viață. Mă doare sufletul, dar ce să facem? Care sunt planurile de viitor? Să termin facultatea și să lucrez. Acasă mai vrei să revii? Nu știu. Mai bine rămân acolo. Potrivit expertului economic Vyacheslav Ioniță, unul din 4 moldoveni în prezent se află peste hotarele țării. În ultimii 5 ani, numărul total al celor care și-au părăsit țara în căutarea unui trai mai bun se ridică la 212.000. Un record absolut fără precedent. Și în fiecare an primim același răspuns. În jur de 20% din cetățenii Republicii Moldova spun că vor să plece în viitorul imediat, adică în următoarele luni vor să plece pe hotare. Tinerii pleacă. Deci când întrebăm părinții unde își văd soar viitorul copiilor lor, 70% spun că îl văd pe hotarele țările. Veniturile mici, lipsa unui loc de muncă bine plătit, starea proastă a drumurilor și condițiile minime de trai sunt doar câteva motive care îi determină pe oameni să lase totul și să plece. Ioniță susține că emigrarea moldovenilor va continua și în următorii ani. Omul vrea să fie util. El aici, forța lui de muncă, nu are utilitate. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai des moldovenii se duc peste hotare prin intermediul firmelor private, deoarece Moldova are doar 2 acorduri în domeniul migrației. Este vorba despre Israel și Bulgaria. Cel de 2018 până în prezent, top țară unde persoanele au emigrat, aceasta a fost Polonia. Topul acesta intră Germania, intră Statele Unite, intră Olanda, Marea Britanie. Potrivit economiștilor, peste hotarele țării s-ar afla aproape 1 milion de cetățeni, în timp ce datele oficiale arată doar 500.000.